Prostia și aroganța guvernării nu trebuie să fie plătită de cetățeni. Dacă guvernul PAS nu a avut grijă să negocieze din timp, din vară, cu Gazprom și dacă președintele țării a provocat criza diplomatică în raport cu Rusia, vina este doar a lor. PAS și șefa statului trebuie să discute cu America și cu Europa, cu Soros și alții, să discute cu toți patronii și partenerii lor politici și să găsească bani, nu împrumuturi cu procente pentru a ajuta populația țării. Dodon susține că majoritatea cetățenilor și așa abia de reușeau să achite tariful de 4 lei la gaz în condițiile în care prețurile au crescut la marea majoritate a mărfurilor și serviciilor. Dar 11 lei reprezintă o catastrofă după care ar putea muri de frig, de boli sau de foame, pensionari și oameni din grupurile social vulnerabile. Oamenii care plăteau aproape 1000 de lei pentru căldură acum vor trebui să achite peste 2000 de lei pe lună? De unde să aibă oamenii acești bani? Dacă în loc de venituri europene, ei suferă azi din cauza restanțelor la salarii, cerem implicarea urgentă a statului și utilizarea tuturor mijloacelor economice și politice pentru a oferi compensații integrale cetățenilor. În caz contrar, cetățenii vor ști să iasă să-și apere drepturile, sănătatea și viața pe alte căi. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții serviciilor de presă a instituțiilor vizate în material pentru a le oferi dreptul la replică. Nimeni însă nu a răspuns apelurilor noastre.